the blue corner. He's coming from Ukraine. Please bring the noise for Yuria Kulko. Da, Yuria Kulko este un luptător foarte puternic, are un debut extraordinar, este învingător în acea luptă care a avut-o și tot lupta sa a fost acum recent trecută, deci vine un luptător cu condiție fizică și cu un moral ridicat, foarte pozitiv. De fapt, întotdeauna luptătorii din Ucraina sunt, având o școală foarte bună de lupte libere, având o școală foarte bună de combat sambo, și avem și boxeri foarte rezultabili aici la Ucraina. Sunt de fapt niște luptători complexi cu foarte multilateral dezvoltați, care întotdeauna luptătorii noștri, mai ales la categoria super grea, au avut careva dificultăți în luptă cu acești adversari. Please bring the noise for Amir Jenem! Da, și acum este momentul să-l vedem pe israelianul Amir Jenem. Pe l-am văzut luptând odată în Eagles și a câștigat acel meci. De altfel, singurul meci la profesioniști, singura sa victorie. Un luptător care stă, se antrenează la Thai Boxing Club, stă în Moldova, se antrenează aici, în Chișinău, la clubul Thai Boxing cu Vlad Bedinski. Da, adversarul său din acea luptă din 16 februarie a fost Dmitri Tipa. A fost o luptă extraordinară atunci, dacă ținem minte, foarte multe lovituri. Obosit atunci Amir Jenem, dar foarte hotărât și pe final de luptă s-a impus, a lovit mai multe lovituri și a dorit mai mult victoria. Vine și el cu moralul ridicat, vine după o victorie. Hotărât să-și prelungească acest parcurs victorios, hotărât să-și bucure antrenorii în această seară, Stefan Cârlic și Vlad Bilinski. Totdeauna au fost interesante aceste lupte ale greilor, dar pe lângă evoluția lui greului nostru, Alexandru Romanov, care are un parcurs extraordinar, are deja foarte multe victorii adjudicate și deschid acum un secret pentru toți amatorii luptelor, se duc tratativele cu cea mai puternică organizație promoție în lume, UFC, pentru posibil pentru organizarea a câtorva lupte sub egida acestei promoții. Ladies and gentlemen, from Ukraine, bring the noise for Yuria Kulko! Presenting the red corner, age 23, weighing 120 kilograms, height 1.8 meters, having a personal record of one fight, one win. He's fighting for Thai Boxing Club. From Israel, bring the noise for Ami! Heavyweight bout, 120 kilogram, 5-minute, 3-round MMA rules. Referee in the ring, Alexandru Pecoglo. Nici o schimbare de fizic pentru Amir Jenem în față de precedentul meci. Să vedem care va fi schimbarea sau abordarea luptei, dar cu siguranță o să se ducă la bătaie din prima, o să arunce peste adversarul său. Round 1!
Să vedem Amir Genem cum va profita de această poziție. A încercat cumva să-i fixeze brațul stâng adversarului, să ducă după... Da, Amir Genem se folosește foarte bine de greutatea pe care o are, de plusul care îl are față de adversarul său. Da, îl ține bine pe ucrainean la podea. Vulco destul de greu să merge în această poziție cu Amir Genem peste el, care, mai mult de atât, i-a și trimis 3-4 puni în burtă. Presiune cu antebrațul pe gâtul adversarului Genem. Ar să vedem dacă a reușit. Da, și punea presiune în fundă bună. Da, a încercat cumva să izoleze brațul stâng al adversarului. Continuă cu această tactică, antebrațul în gâtul lui Gulco. Au fost 2-3 lovituri trimise de Amir Genem. Atunci se duce în această poziție nord-sud. Să vedem care va fi continuarea lui Amir Genem, care încearcă din nou trecerea în control lateral. Va întâlni și la coastele adversarului. Încearcă din nou Amir Genem în aceste clipe. Încearcă să obțină o poziție cât mai bună. Și nu este nevoie de a obține poziția, îl trebuie acum pune o presiune cu... Acum se duce după brațul adversarului și încearcă să pună o presiune pe braț, dar nu știu dacă va ieși. Cumva încearcă să izoleze brațul stâng lui Gulco, care se apără acolo. Din această poziție, cumva, o finalizare destul de des întâlnită este aceea americană. Dar, da, o anticipează foarte bine Gulco, acum atacă o repriză mai bună. Cea americană, să vedem dacă va ieși lui Amir Genem, nu. Nu iese, scapă priza pe brațul stâng al adversarului. Dar totuși are această șansă, iată, cotul în gâtul adversarului, trebuie să bage mâna dreaptă, da, și reușește pe sub brațul adversarului, se apuce de mâna stânga sa și apoi să pună presiune pe brațul lui Gulco. Nu știu cât de bine am explicat eu atât de repede, dar... Da, absolut corect. Da. Mai întâi de toate, pentru a efectua americană, trebuie să depărteze un pic brațul de corpul adversarului, apoi să poți lua priza și să încerce cea finalizare. Acum... Da, așteptat pentru ei să se duce, dar foarte repede Genem a dat el de pământ. Acum continuă cu aceste lovituri de braț la capul lui Gulco. Această repriză, multe lovituri, poziție dificilă pentru Gulco, acum are deja întoarce spatele. Da, resimte loviturile expediate de Genem. Cred că este și genul de poziție care convine israelianului să fie peste adversarul său, să trimită aceste lovituri la cap. Da, ceea ce și face ground and pound. Dacă ar fi reușit, poate... Acum se duce după cărteiul lui Genem Gulco, să vedem dacă va reuși ucraineanul la această finalizare. Nu. Alare Genem că nu este poziție. Cred că nu stă acolo să-l încurce pe Genem și să se odihnească. Pentru că nu a prins acea priză cum trebuie. Poate acum încearcă Gulco, dar nu. Destul de greu să-l finalizeze pe Genem pe cărtei. Trebuie acum bazonul să-l duce un pic mai sus. Da, Genem continuă cu aceste lovituri la coastă, se ridică și se duce pe adversarul său cu încă 2-3 lovituri la capul lui Gulco și se încheie prima repriză. O repriză dominată categoric de Amir Genem.
încânează. Really sexy man.